Bun găsit, oameni buni! Hei, a venit timpul să vedem și o colonie care nu a văzut nicio turtă, niciun sirop. Să vedem dacă are puiet specific azi când filmez. Este 12 martie. E vorba de colonia care a iernat în lada B-Box. Să vedem și noi. Aici nu am cum să-i dau nici turtă, nici sirop. E, după cum vedeți, colonia este formată dintr-un cat de 1x2 și un corp de 1x1. Am descăpăcit o ramă. Mă duc să aduc furculița să mai descăpăcim. Așa e când te grăbești, nu găsești, dar nu-i problemă. Dăm la o parte, practic, ce lucrare facem primăvara. Inversăm corpurile. Luăm corpul de jumătate și vom verifica dacă are puiet, vom verifica socul stupului și atât. Singura lucrare ce am efectuat-o la el, i-am băgat tratament AV, antivaroa, pentru că ăsta e dușmanul nostru de zi și de noapte. O să-i bag o ramă la acoperire, pentru că vedeți cum are diafragma. E țeapănă de albine. Vedem acum dacă are puiet. Da. Rama de la diafragmă, da, dant și pe o parte și pe alta. Uitați-o ca să nu avem vorbe. Partea dinspre diafragmă este plină. A început să căpăcească la el. Asta e rama de la diafragmă. Clar că vom mai aduce o ramă să-l împlinim de 6 rame. Deci una, 6. Avem grijă la tratamente. Ăsta are în el varostop tratament. Să vedem dacă mai avem puiet mai departe. Dacă avem și pe a doua. Din scoarță în scoarță. Ramă dadant, toată, a doua ramă, nu a văzut nici turta megaproteică, nici superproteica. Ce am observat, totuși, polistirenul ăsta le ține cam iritate, să știți. Deci e stup, deci suntem în 12 martie. Nu a văzut absolut nicio gram. Hai să vedem dacă cumva are și pe a treia ramă. Da. Vedeți, 100% puiet, Otova.
pe o parte și pe alta. Nu stăm să pierdem timpul cu stimulare. Așa zisa stimulare, că v-am explicat eu că nu este stimulare. Ce facem noi? Încercăm să facem niște condiții cât mai bune de lucru. Ei, de aici era mai grea. O pregătește. Ar trebui să fie și Regina pe aici. A? E pregătită de o oată. Pe a patra. Deci astăzi o trei rame dadant CPN. CPN. Așa. Băgăm. Ia să punem tratamentele AV fix în mijlocul. Hai, hai, fetele. În mijlocul reactorului și mai aducem acum să îl completăm pe 6 rame. Pentru că trebuie. Eu am scos un afac ca să lucrez mai ușor la el în perioada asta. Dar nu o să mai umblu în cuib, îl completez și așa va rămâne. Am adus de la rezervă, am descăpăcit-o pe o parte, așa, pe partea pe care o să o bag spre puiet. Spre puiet. Așa. Sunt într-un film, Laura. Bine, drum bun. Și îl închei la loc pe 6 rame. Am curățat propolisul. Gata. Deci sunt mai rele albinele, sincer vă spun, în polistiren. Ăsta ar fi singur. Eu lucrez fără mască, ca așa am fost învățat. Gata. Am făcut la diafragma. Și acum. Deci vreau să-i las arhitectura lui exact, exact așa cum este. Zic că cizmarul nu are pantofi și croitorul nu are haină. Așa sunt eu acum. Cu așa, sper să se audă. Vin în continuare și pun catul la loc. Hai să dăm albinuțele astea de aici. Bă, dar ce l-am nimerit. Hai să descăpăcim și în și în catoramă. Am zis că am mai descăpăcit eu într-o margine. Deci ar putea. Da, uite aici. Cred că am descăpăcit, sigur. Ca să consumăm mierea asta de sus. Ia. Mă interesează mărginile astea să fie goale. Uite, aici a golit, vedeți? Mă duc acum în marginea asta la altă. Să, dacă e cazul, dacă are miere pe ea, să o descăpăcim și pe asta. Opa, opa. Penelopa. E grea. Da. Asta e mirea de floarea soarelui. Asta e cad de aici, din oraș.
Așa. O destăpăcem imediat. O punem la loc. Deci, hai să spunem, dacă putem să spunem, stimulare. Singura stimulare e această descăpăcire. Deci, aici vreau să ajung eu, să nu pierd timp stând pe la albine. Scopul meu în viață nu este să-mi pierd viața mestecând în stup toată ziua. Viața trebuie să citim, trebuie să călătorim, să ne perfecționăm zi de zi. Asta ne trebuie de la viață. Deci vă dați seama ce multe lucrări a avut în ultimul an acest stup. Atât. Deci l-am completat cu sirop asta toamnă și acum i-am băgat tratamentul antivaroa. Astea sunt toate lucrările. Dacă vă plac clipurile mele, nu uitați să dați un like, să vă abonați și stați aproape, că în zilele următoare vom umbla la acești mastodonți să vedem ce se găsește prin ei. Până data viitoare, al vostru Dragoș Gavrilă vă urează numai bine, sănătate, fericire!